Bună ziua și bine v-am regăsit. În această etalare vom vedea dacă persoana la care voi vă gândiți se gândește la voi și dacă se gândește atunci legat de ce se gândește. Bun, vom avea trei variante. Varianta numărul 1 va fi cubul roșu, varianta numărul 2 va fi cubul galben și varianta numărul 3 va fi cubul albastru. Am să vă rog să alegeți o variantă. Pentru a rămâne la curent cu toate etalările pe care le voi posta, am să vă rog să vă abonați și la canalul Lup România, dar și la canalul Lup România Tarot Intuitiv, pentru că tocmai am reușit să recuperez canalul inițial, cel de 11.000 de abonați, și voi avea toate etalările pe variante pe Lup România, iar cele colective vor fi pe Lup România Tarot Intuitiv. Bun. Începând cu varianta numărul 1. Să vedem în legătură cu persoana voastră. Un pic am de vreme totuși. Ca să o iau pe asta. Ok, în primul rând, la voi e clar că persoana se gândește, dar nu doar că se gândește, persoana se pregătește să vină către voi. Are în plan să vă facă o propunere destul de interesantă, destul de, cum să zic, un pic mai puțin decât vă așteptați voi, însă pentru această persoană totuși este destul de mult efort. Această persoană, de asemenea, se poate ocupa în această perioadă foarte mult de aspectul de carieră și de aspectul bani. Această persoană nu consideră în acest moment că este neapărat gata de ceva extrem, extrem de stabil și extrem, extrem de serios, dar e ceva cu care vrea să vină înainte. Să vedem acum. Ce gândește despre situația cu voi? Am luat trei cărți. Și 1, 2, 3. Bun. În legătură cu voi, aș putea spune că persoana aceasta vrea să vină, nu e foarte sigură dacă o acceptați. Este foarte mult în ceață. Această persoană e ca și cum nu știe sigur dacă nu cumva v-ați schimbat părerea, dacă nu cumva acum căutați altceva față de ce știa această persoană. Pentru că din ceea ce știa această persoană că vreți, oricum vă oferă mai puțin, dar nu știe dacă cumva v-ați ridicat standardele, pentru că aici această persoană pare nu doar că nu e sigură pe acest lucru, dar de urmărit are un mod în care obține informații de la voi. Pentru unii dintre voi este urmărirea fizică de către această persoană, dacă sunteți cumva, nu știu, la același loc de muncă sau cumva vă intersectați în viața de zi cu zi. Sau pe rețelele de socializare pentru cei care sunt la distanță, dar această persoană cu siguranță știe anumite lucruri legate de voi, însă îi se pare că voi ați evoluat foarte mult și atunci este foarte teamă la capitolul de limite personale și cerințe pe care voi le aveți în acest moment. Îi e frică de faptul că nu ar putea să le întâlnească și se gândește cumva să vină către voi, dar caută să vină destul de sigur pe el, cu toate că noi cu valetul de cupe, valetul de spade și 9 de săbii, vedem că această persoană este destul de speriată, nu se simte pregătită, nu știe ce o așteaptă. Este ca un, hai să zicem, un copil care urmează să dea un test și îl apucă foarte tare emoțiile pentru că nu-și dă seama nici măcar din ce materie o să dea, cam așa o să fie și el. Însă caută cumva să țină felul în care îl vedeți, să pară destul de echilibrat. Deci această persoană, chiar dacă o să pară destul de calmă, nu o să fie. Aici, mai departe, ține de voi cum veți folosi această informație. Bun, să începem cu părțile negative.
ce gândește această persoană ca și parte negativă. Această persoană, în primul rând, are senzația că voi trăiți foarte mult în parte de iluzie, în visare, visați foarte mult, sunteți persoane care sunteți prinse ori în iluzii legate de viitor, ori în trecut, nici cum nu vă vede în momentul prezent. Nu consideră că vă puteți bucura într-adevăr de plăcerile vieții și consideră că voi sunteți persoane ambițioase. Ideea este că s-ar putea să fiți un pic prea ambițioase, în sensul în care să fi depășit această persoană în anumite aspecte și să se simtă un pic amenințată de voi. Nu neapărat acum, nu știu, nu neapărat financiar, nu neapărat asta, dar există un domeniu prin care această persoană rămâne invidioasă pe voi. Probabil poate să fie gradul de maturitate pe care îl dați dovadă în situații limită. Această persoană nu consideră că sunteți persoane foarte realiste, consideră că mai aveți foarte mult de lucru, vă impuneți niște obiective mult prea mari pentru a le obține, cu toate că nu aș vedea aceste obiective ca fiind prea mari, ci pur și simplu această persoană a fost obișnuită să gândească destul de practic și destul de limitat. Această persoană nu prea visează, este genul de persoană care își face planuri pe maxim o săptămână, dacă și atât. Pentru această persoană este foarte șocant că voi sunteți atât de diferiți, exact opusul, practic. Și nu-i place acest lucru și consideră acest lucru ca fiind ceva rău, dar nu este neapărat ceva rău. Țineți cont că visurile voastre, felul în care visați voi cu ochii deschiși, nu este întotdeauna o iluzie, nu este întotdeauna un vis. Voi pe alocuri aveți un fel de viziuni, dar nu știți cum să le tratați și le tratați ca și cum ar fi o visare cu ochii deschiși, un plan, ce frumos ar fi dacă. Dar acele viziuni, ceea ce vedeți voi, pentru că efectiv apare sub formă de imagini pentru voi, sunt de fapt niște viziuni pentru cum va fi viitorul. Voi nu știți încă cum să gestionați aceste lucruri, țineți cont de acest lucru și cu siguranță vă va ajuta ulterior pentru aspecte pozitive, cum se gândește la voi. Sunteți persoane încântătoare, aveți un șarm aparte, aveți un fel de a fi un pic diferit față de ceea ce cunoaște această persoană. Vă poate plăcea să petreceți foarte mult timp în natură și foarte mult timp împreună cu animalele. Aveți o legătură aparte cu ele. Unii dintre voi aici este posibil să aveți animale sau păsări acasă și este de asemenea posibil să aveți anumite planuri, fie să înființați o asociație, fie să faceți efectiv ceva în legătură cu animalele. Sunteți firi destul de curajoase și destul de orientate spre casă, spre bunăstarea familiei, spre bunăstarea casei. Voi sunteți genul de persoană cu energie de tip împărăteasă, energie care se asigură că toată lumea este ok și este bine, însă ce trebuie să țineți cont este că de cele mai multe ori este mai bine să vă puneți pe voi pe primul loc pentru a îndeplini dorințele și nevoile celorlalți, nu invers. Pentru că voi aveți aici o tendință de a face lucrurile un pic invers. Întâi aveți grijă de restul și după voi pauză. Exact ce ziceam, este nevoie ca voi să prioritizați pacea interioară și să aveți mai multă grijă de voi. Întâi trebuie să aveți grijă de voi și apoi de ceilalți. Această persoană consideră că sunteți persoane pentru care totul este mai ușor, totul este mai liniștit, chiar dacă nu este cazul, este pur și simplu vorba de felul în care voi gestionați anumite lucruri și ce impresie lăsați efectiv, pentru că această persoană n-are de unde să știe prin ce ați trecut voi cu totul, chiar dacă voi i-ați spus aici, este foarte probabil că această persoană nici să nu creadă acest lucru sau să creadă că dramatizați, să spună tot felul de lucruri, dar de fapt această persoană dramatizează mai mult ce îi se întâmplă decât voi. Așa. Bun. Pentru varianta numărul 2...
să vedem. Să vedem întâi dacă această persoană se gândește la voi. Ok, o, Doamne, ne-au ieșit ca data trecută. Da, această persoană se gândește la voi. Din nou avem, se gândește să vină cu ceva către dumneavoastră. Deci, situația este în felul următor. Voi cu această persoană s-ar putea să fiți în separare. Voi cu această persoană considerați că se poate construi ceva, însă vedeți că vă îndepărtați tot mai mult. Această persoană se mișcă foarte lent, într-adevăr, acum se îndepărtează ușor-ușor de voi, dar urmează să revină. Motivul pentru care această persoană se îndepărtează în acest moment de voi este pentru că această persoană urmează să crească, urmează să evolueze, urmează să se maturizeze pe anumite aspecte, iar acest lucru nu se poate întâmpla alături de voi, pentru că voi tindeți să îi... să-l acoperiți foarte mult, să-l sprijiniți, să-i luați tot greul de pe umeri și această persoană chiar are nevoie de acele greutăți pentru a se maturiza, nu se poate altfel. Voi sunteți persoane foarte abundente, voi aveți clar aici o situație financiară și legată de casă mult mai stabilă, mult mai bună decât această persoană. Această persoană se simte ca fiind un pic mai tânără decât voi, dar are dorința să vă ajungă la stabilitate. Această persoană oricum nu consideră că are suficient să vă ofere. Această persoană este genul de persoană care are niște țeluri foarte înalte și se gândește, a, păi dacă nu am să ofer asta și asta și asta, mai bine stau cu minte, mai bine stau în banca mea, mai bine nu-mi caut o relație de lungă durată și atunci mă duc să văd de ale mele și mă întorc eu când revin. Problema cu această persoană este că pe voi vă vede ca pe o persoană cu care poate avea o căsnicie, cu care poate avea o relație pe termen lung, cu care poate avea o relație stabilă, dar nu se consideră pe sine suficient de pregătit, cu toate resursele necesare, pentru că această persoană vrea să fie capul de familie, vrea să fie persoana care pune pâine pe masă, vrea să fie persoana care face totul, care decide unde se duc banii și așa mai departe. Este practic genul de persoană care vrea să aibă controlul asupra tuturor lucrurilor, iar dacă ceva îi se reproșează să vină cu contraargumentul, păi eu câștig banii ăștia. Bun. E o persoană care e un pic imatură, vrea să fie foarte masculină, vrea să fie masculul alfa, dar iese un pic pe dos. Bun. Ce gândește în legătură cu această situație? Din nou, vrea să vină, dar nu vrea să vină, nu se simte pregătită acum pentru acest lucru și este destul de clar. Sentimente pentru voi. Are atracție sexuală, nici nu mai intră în discuție, clar că are, dar această persoană vrea ca lucrurile să fie clare, să fie într-o anumită ordine, să se facă așa cum trebuie, între ghilimele. Cu toate că nu e neapărat așa cum trebuie, pur și simplu felul în care această persoană vede lucrurile. În această perioadă s-ar putea să vedeți această persoană că pare destul de înconjurată de persoane, însă nu este neapărat cazul, în sensul în care această persoană se luptă în permanență să mențină anumite aparențe. Cât este singură această persoană, păstrează aparențele că totul este foarte ok și că este stabilă pe toate planurile. În momentul în care această persoană este cu cineva, nu se mai poate preface, pentru că își dă seama că atunci, într-adevăr, trebuie să aibă și trebuie să fie, într-adevăr, viața sa într-un anume fel, dacă vrea să-și păstreze imaginea. De aceea, probabil, această persoană pentru voi, nu știu, inițial poate că această persoană poartă haine de firmă, poate poartă haine mai scumpe și așa mai departe, dar pe măsură ce vă dați seama și se încheagă efectiv relația, vă dați seama că viața sa nu este neapărat la nivelul la care se comportă și la care speră să păcălească un pic pe toată lumea. Bun. Să vedem aspecte negative. Ce gândește negativ despre voi?
Da. Problema cea mai mare a acestei persoane este că de ce voi aveți mai mult? De ce? Cum v-ați permis să aveți mai mult, să aveți o situație mai clară, mai stabilă? Cum v-ați permis să fiți atât de abundenți față de această persoană? Și nu-i convine. Această persoană consideră... Bine, practic zgârcenia nu e a voastră, e a acestei persoane, dar este felul în care voi vă gestionați lucrurile și felul în care lăsați iluzii. Voi puteți fi genul de persoane care vă îmbrăcați în haine simple, dar aveți o situație financiară mult mai bună, iar această persoană are o situație financiară mai rea, dar de totul pe aspect. Și atunci această persoană are senzația că voi sunteți genul de persoană destul de și lacome, dar și zgârcite în legătură cu ceea ce, cu felul în care arătați cu voi înșivă, ceva de genul. Iar această persoană se luptă un pic cu ideea aceasta voastră de a cheltui și de a face lucrurile, chiar dacă n-ar avea în mod normal nicio problemă, n-ar avea ce să aibă probleme cu asta, dar totuși are. Totuși nu-i place. Bun. Aspecte pozitive să vedem. Pe voi vă vede ca pe niște persoane foarte determinate, foarte protejate de divin. Vă vede ca pe niște persoane care nu au trecut prin foarte multe sau au avut totul de acasă. Sau această persoană nu conștientizează faptul că voi ați avut de foarte multe ori să, de luptat și de făcut ceva pentru a avea tot ceea ce aveți acum. Din nou avem această carte pentru a fi în energia împărătesei, pentru a avea grijă de ceilalți, dar această persoană efectiv, pe de o parte conștientizează acest lucru, dar pe de altă parte consideră că și voi sunteți ca el și faceți aceste lucruri numai pentru publicitate, numai pentru mulțumiri, numai pentru aspect, numai pentru aparențe. Însă această persoană degeaba vă vede aspectele pozitive, pentru că aici și dacă vede aspectele voastre pozitive, cumva tot le întoarce împotriva voastră, tot are ceva de comentat, tot ceva nu-i convine, tot ceva nu e la locul lui, tot ceva nu e ok. Nu are rost să vă stresați, lăsați această persoană să se îndepărteze, pentru că este cel mai ok pentru voi, pentru că acum dacă voi încercați să explicați acestei persoane și persoana nu se îndepărtează acum de voi, da, într-adevăr rămâne cu voi, dar gândiți-vă că pe termen lung această persoană poate ajunge inclusiv să profite de voi. Aveți grijă cum puneți problema în această situație, lăsați lucrurile să se întâmple de la sine, încercați să nu interveniți pe cât posibil, pentru că dacă voi forțați acum un pic lucrurile ca voi să rămâneți împreună și să rămâneți ok, s-ar putea ca pe termen lung să nu mai fie bine. Iar dacă nu e o separare, aici poate să nu fie o separare efectivă, poate să fie efectiv un sentiment de răceală, dar este pentru a se maturiza această persoană și oricum lucrurile vor reveni la normal. Dar este o chestiune de timp, nu avem ce să facem. Și vom trece mai departe la varianta 3. Să vedem. Ok, asta tu vrei. Ok, de data asta vreau să clarific toalete de cupe, pentru că deja... Bun, aici această persoană vă judecă mai mult, în sensul că se gândește la voi, încă se gândește la voi ca la opțiune, dar nu neapărat în sensul bun aici, și am să vă zic de ce. Această persoană are de gând să rămână imatură, această persoană nu vrea să echilibreze balanțele sub nicio formă, această persoană în această perioadă se duce către persoana care îi oferă mai mult fără să ofere nimic. Aici nu văd niciun semn de maturizare, persoana voastră, chiar dacă este bărbat, are un comportament și un fel de a gestiona situațiile foarte feminin, dorește să primească, dorește să fie în centrul atenției, dorește să-i se ofere totul fără a face ceva, iar acest lucru pe voi vă cam blochează un pic. Ce gândește despre această situație?
consideră că poate fi ceva între voi, dar nu neapărat la nivel mare preoteasă, nu neapărat la un nivel foarte public, nu la nivel foarte oficial. Această persoană este conștientă de compatibilitatea voastră. Această persoană știe foarte bine că s-ar putea rezolva multe, dar se opune foarte mult. Această persoană, chiar dacă de foarte multe ori și-ar dori să fie alături de voi, își impune să stea cât mai departe de voi. E o opoziție între ceea ce își dorește și ceea ce face. Chiar dacă această persoană este atrasă de voi pentru că nu există niciun dubiu, aici aveți grijă pentru că s-ar putea să mai existe cineva în situație, s-ar putea ca această persoană să aibă o relație oficială de care voi să nu știți nimic sau poate să fie chiar căsnicie. Dar cu siguranță mai există cineva în calcul aici și nu se gândește la voi ca la o persoană care să facă ceva oficial sau să aibă o situație oficială. Nu, la voi, sincer, această persoană aș vedea mai degrabă că vine cât are nevoie, obține ceea ce își dorește și pleacă înapoi. Ce gândește negativ în legătură cu voi? Aveți grijă, aveți grijă pentru că pentru această persoană, nu vreau să o zic să supără pe cineva sau să deranjeze pe cineva, dar pentru această voi pentru această persoană sunteți un fel de distracție, divertisment în momentul în care se plictisește. Aveți grijă ce faceți cu asta. Conexiunea este foarte intensă, dar persoana este prinsă în trecut cu foarte multe aspecte. Aici s-ar putea să fi fost o traumă legată de o relație anterioară peste care această persoană să nu fi trecut și să se răzbune pe toate persoanele pe care prinde. Fără să calculeze, mi-a făcut ceva, nu mi-a făcut ceva. Dar aveți grijă. De ce? Pentru că lucrurile nu merg în direcția bună. Încercați să stați departe de această persoană dacă vreți ceva stabil, pentru că această persoană, sincer, aici își bate joc. Efectiv, asta face, își bate joc. Iar bine, ce vede la voi? Vă vede persoane echilibrate, ok, la toate trei am avut cartea asta, bun. Vă vede persoane foarte creative, foarte echilibrate, vă vede persoane foarte abundente, vede că voi puteți crea ceva din nimic. Această persoană, de asemenea, consideră că... Două secunde. Voi aveți ceva în felul în care arătați, ceva atipic, ceva care nu este obișnuit. Puteți avea niște trăsături care sunt cumva mai diferite față de persoanele obișnuite europene și așa mai departe. Dar nu este ceva care să nu-i placă. Este ceva care îi place foarte tare. Consideră că ar trebui să țineți cont de asta și în funcție de asta să vă puneți în valoare, nu să vă ascundeți. De asemenea, aș mai putea spune aici că această persoană ar vrea pe cât posibil să vă acoperiți zona pieptului prin haine. De ce? Pentru că în momentul în care deci practic persoana este foarte atrasă în punctul în care vede foarte mult acea zonă și începe să devină din ce în ce mai slabă și cedează destul de ușor, dar asta nu înseamnă că puteți face o relație foarte stabilă cu această persoană doar pentru acest lucru, nu. Oricum, felul în care gândește persoana rămâne același, deci nu vă bazați pe această persoană, aveți grijă că nu e o persoană ok și mai departe decizia voastră. Eu pot să vă zic ceea ce văd în cărți, dar nu pot lua decizii în locul vostru. Cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă etalarea și să ne revedem cât mai curând. La revedere!